Pe 29 februarie, preotul Romașcan Ionel Roșu, parohul Bisericii Catolice Inima Neprihănită a Mariei, de pe Bogdan Dragoș, intersecție cu Vasile Conta, a postat un videoclip în care se vede cum, în miezul zilei, o femeie în vârstă este tâlhărită în preajma aceleiași biserici. Priviți și vă minunați cum se fură la roman chiar în fața bisericii, spunea preotul Roșu pe pagina de socializare. Videoclipul a făcut în câteva ore în conjurul țării, fiind vizualizat de peste 11.000 de persoane și distribuit de alte câteva zeci. În imagini se observă cum o persoană atacă o femeie și o trântește la pământ în încercarea de a-i smulge poșeta. Filmulețul a fost postat chiar de preotul paroh al bisericii din Roman, după ce reprezentanții poliției i-au solicitat să le dea imaginile. Femeia avea, conform autorităților, circa 200 de lei în geantă. Geanta a fost găsită pe o stradă din apropiere, din ea lipsind telefonul mobil și doar o parte din bani. Se pare că autorul este un minor de 13 ani, care în mod sigur nu este la prima infracțiune de acest fel. În vara anului trecut, un grup de tineri minori proceda la fel pe strada Smirodava, în zona bisericii Ștefan cel Mare, adică în aceeași zonă de acțiune. Vizate erau tot persoanele în vârste care erau tâlhărite tot în miezul zilei, fără ca cineva să intervină. Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care sunt martori la astfel de infracțiuni, să sune imediat la 112.